nu mă duc cu acel eu mântuit în Hristos Domnul, fără vină și păcat. În clipa morții Dumnezeu îl ia și îl duce acolo. Îl va vedea în toată slava, splendoarea lui. Știți voi ce a pregătit acolo? Apostolul Pavel a porâmpit în al treilea cer, apostolul neamurilor. Distanțele sunt enorme între pământ și împărăția ce pământ și azi de foc. Duhul eliberat de trup în clipa morții. Domnul să te binecuvinteze. Da, 1 Corinteni că a văzut locul, apostolul Pavel că zice și a auzit cuvinte din rai că nu este îngăduit un om păcătos cu gura asta nelegiuită să le rostească pe pământ. Așa sunt lucrurile pregătite de Dumnezeu acolo. 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 9. Dar după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-l iubesc. Amin, și amin. Se va da un trup de slavă și putere nou, veșnic, de neputrezire. Ăsta vom înțelege mai bine trupul ăsta acolo. Un nume așa nou este, și vei vedea locuri că vei rămâne încremenit, înmărmurit, copleșit ce-a pregătit Dumnezeu acolo. Nu ne dă nou trupul ăsta să le înțelegem. De la întemeierea lumii pregătite special pentru orice om din neamul omenesc care urmează, bineînțeles, pe Hristos și la bine și la rău până în clipa morții. Dacă Fiul lui Dumnezeu a fost bătut acum 2000 ceva de ani, până și-a dat Duhul pe cruce, să știți și voi, Iisus Hristos nu s-a născut din neamul omenesc, a venit de acolo. Ioan, capitolul 6, versetul 38, căci m-am coborât din cer să fac nu voia mea, ci voia celui ce mă trimis a Tatălui cere. Da, l-a trimis să ridice păcatul lumea asupra lui și niciodată nu voi înțelege pe păcătoși ai înțeleg din vechime, nu știa să le osulească stânga de dreapta. Dar tu ca preot să-l vezi pe Domnul slavă, intru ca singurul fiu al Tatălui Ceresc, să ridice păcatul lumii. Morții înviau, șchiopii umblau, ori mișcâneau vederea și multe minuni care le-a făcut Iisus Hristos nu ni se arată pe pagini Scripturii. Și cu toate astea, preoții întărâtanul roadele din vechime. Răstignește-l, răstignește-l, că se dă Fiul lui Dumnezeu. De-aia l-a întrupat, a venit special, cuvântul spune clar. E atâtea dovezi biblice că Iisus Hristos a venit de sus. Ioan, capitolul 3, versetul 17, Biblia Cornilescu, nu citesc asta. Traducerea curată a Sfintelor Scripturii evreiască în românește. Da, spune Dumnezeu în adevăr. Ioan, capitolul 3, versetul 17. N-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Da, așa și fost. Dar ce preț a plătit Iisus Hristos, bătut cu pumnii, cu picioarele, bătut cu biciul la urmă, cu unul de spini în cap ca de niște cuie și curgea sângele sfânt și curat al Domnului slavei ceresc pe trupul lui pentru mine păcătosul, păcatele mele, ale voastre și al întregi neamul omenesc, să duc la preoți. Păi mergeți voi la un preot în biserică și spuneți așa, omul ăla care le spune pe trotuare și pe alte drum la oameni ce trebuie să facă să fie mântuiți în Hristos Domnul. Că dacă e vreun preot de-a lungul și de-a latul pământului care și-a dreptul și puterea să ierte păcatele oameni pe pământ, minte pe Dumnezeu și pe Iisus Hristos cel întreg. Adevărata iertare de orice vină și păcat o ai la picioarele lui Hristos. Acolo înaintea lui Iisus Hristos să faci adevărata închinare și spovedanie. Am auzit din gura oameni mai de aproape și cu tristețe o spun că sunt preoți. Iertate-ți păcatele, spun la oameni, să văd eu un preot să-și pun ceva în Duhul Domnului, că nu mai face așa. De ce? Preoții n-au nici dreptul să mijlocească. Adevărata mijlocire așa o face mai marele preoților. 1 Timotei? Ești penticostal, nu? Nu, eu la creștin după Evanghelie, dar nu asta ne mântuie. Eu nu chem la biserică la mine niciodată, nici la picioarele lui Hristos. Amin, dar să rămâi acolo și la bine și la rău, tu te așezi unde scade bine, bineînțeles la pocăiți, nu la ortodoxi. Da, vreau să spun un lucru, voi știți că Biblia ortodoxă are 14 cărți adăugate? Apocrife. Oameni care au văzut Biblia. A ce înseamnă apocrif? Apocrif cu autor necunoscut. Acolo au băgat tradiții, datin, obiceiuri, sărutul unei icoane, semnul cruci, închinarea Sfânta Barbara, paraschiva la preot, la papă, la oricare altă fătură, nu te mântuie. De ce? În Biblia Cornilescu nu scrie așa ceva. Ce te mântuie? Asta da, să crezi în jertfa lui Iisus Hristos, tu și casa ta, dar ce jertfă scump plătită. Prețul adevărat nu-l voi ști niciodată, care l-a plătit Domnul slavei cerești pentru mântuirea întregii lumi. Ni se arată numai în parte, nu-i treaba noastră. Dar e destul că înainte de a-și da Duhul pe cruce, l-a lăsat în clipele agoniei Dumnezeu și El spunea, Iisus Hristos a ridicat ochii spre cer. Eli, Eli, lama sabachthani, de evrească românește, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Păi trebuia să părăsească, să ridice păcatul lumii asupra lui. El trebuia să moară special. Și le-am spus la oameni, păcatele voastre se duc într-o clipă spirituală asupra lui. Toate există o lume spirituală între noi și noi, mult mai puternică decât asta materială în care locuim. Aia lucrează din plin. Dacă am vedea văzut Duhul ăsta încărcat de demoni, a iadului, spirite ale întunericului, o luptă pe viață și pe moarte între Dumnezeu și diavol, între bine și rău, în fiecare duc de viață din noi. Acolo e lupta puternică, mintea, în conștiința, memoria omului, se bagă diavol. Ați văzut ce gânduri murdare ne vin? Acolo este, da, vin și gânduri bune. Acolo e lupta puternică, până în clipa morții. Și în clipa morții, când ducul ăla va poși în afară acestui trup, se va vedea cine a pus stăpânire pe el, Dumnezeu
sau diavolul. Dar omul care vine la picioare lui Hristos spune clar pe pagesituri, din mâna mea și a Tatălui ce nu te va smulge nimeni, dar să rămâi acolo și la bine și la rău până în timpul morții. Cuvântul spune clar, Filipeni, capitolul 2, versetele 8 la 11, se referă direct la Iisus Hristos, Domnul Slavei Cerești. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din cerul, de pe pământ și de sub pământ, orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul, Domnul domnilor, împăratul împăraților, regele regilor, mai marele preoțul. El a cu 2000 ceva de ani și a lăsat viața pe crucea Golgotei cu atâta bucurie, cu atâta dragoste. Noi trebuie atenți cu vorbele noastre stricate și murdare. Unul Petru, l-a înviat Dumnezeu prin puterea lui a treia zi și l-a dus la dreapta sa și este viu în vecii vecilor. Și mijlocește pentru noi, oameni de pe pământ, iartă-i Tatăl, că nu știu ce fac. Da, vă spun un lucru, n-am nimic în curând. Vremea Harului se duce. Ultimele zile de Har înaintea muniei lui Dumnezeu. Mai un pic care citiți Sfintele Scripturi și intrăm în ultima carte a Sfintelor Scripturi. Apocalipsa va fi iadul pe pământ. Harul să ia, o simt cu toții, să dă popor de evreu. Da, și ăștia vor fi cu Domnul milioanele. Domnul să dea putere, frate, așa e. Vă spun un lucru, ăștia vor fi cu milioanele care ies din vreme de Har nemântuiți și intră în cei 7 ani de necacire, 7 săptămâni de Apocalipsa. O săptămână este un an. Ăstora, spune Duhul lui Dumnezeu prin prorocul Isaia, prin gura lui, le-am dat timp. Dar n-a vrut să pocăiască, li se va închide calea la mântuire pentru totdeauna. De ce? Vastră toale de colo-colo, vorbesc de becanii, de politică, de sport. A, mi-a răcit cățelul, mă duc la doctor. Ce s-a ajuns? Da, dar măcar odată nu-și pun întrebarea. Încotro, de la mormânt, împărăția cerului s-a iaz de foc. Al treilea loc de refugiu nu există. Pai de duc acelui om care pășește în clipa morții, nemântuit în Hristos Domnul, vă paie de foc la așteaptă. Mergeți voi acasă, spun la oameni, nu-i de glumii, Dumnezeu ăsta nu se joacă cu noi, ăsta al Universului. Este Duh, vede și auditor, niciun păr din cap nu ne pică fără știrea Tatălui Ceresc. Că El ne-a modelat chipul ăsta așa de minunat la bărbați și la femei. Ce trebuie să faci tu să ai viața veșnică? Romani, du-te acasă și verifică cuvânt cu cuvânt pe Biblia Cornilescu. Să vezi că nu-i de la mine. Roman, capitolul 10, versetele 9, 10 și 11. Dacă mă trebuiesc cu buna ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit, vine versetul 10. Căci prin credința din inimă se capătă de pregătirea și prin mărturisirea cu gura să ajunge la mântuire. Și al treilea verset 11 spune așa, după cum zice Scriptura, oricine crede în El nu va fi dat de rușine, fiindcă oricine va chema numele Domnului, va fi mântuit. Ăsta e versetul 13, scurt, dar să leagă bine de astea trei. Invită-L în inima ta pe Iisus Hristos, Domnul Slavei Cerești, singurul fiu al Tatălui Ceresc ca Domn și Mântuitor. Și hai să vezi în ce chin minunat își va face prezența în inimă și în Duhul de viață. Nu alergat la oameni, la preot, la papă, că nimeni din neamul omenesc n-are dreptul și puterea să ierte păcatele oamenilor pe pământ, cum am zis. Matei, capitolul 28, versetele 18 la 20, puteți verifica acasă. Ultimele versete de Evanghelia după Matei. Înainte de a se înălța la cer, Iisus Hristos a vorbit cu ucenicii, le-a spus așa și ne spune și nouă ziua de azi. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis, toată puterea mea a fost dată în cer și pe pământ. Duceți și scoateți ucenicii din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățați să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul viacului. Amin. Noi ne dă o poruncă ca copii ai Domnului Iisus Hristos care ne-am pocăit la picioare Lui să le spunem oameni tot adevărul ce așteaptă dincolo de mormânt, de la împărăția celor până iaz de foc. Râd cu gură până la urechi. Nu râdeți la îndi la unii, că pe măsura râsului și plânsul în curând vă va fi de ce? Mulți îl vor căuta cu lacrimi în curând. Și vă spun ceva, băieți, dacă Dumnezeu a rupt pe pământul ăsta în două, vă dau un exemplu, așa ar fi, și am aruncat o privire la o distanță enormă de pământ în partea este de jos. Este adevărat ce vorbește omul. Mie poate să-mi zică cine o vrea ce vrea, le spun adevărul. Da, vorbește Dumnezeu din gura lui. Ai, paharul mâniei lui Dumnezeu, moartea a doua iaz de foc, cum am numit-o eu, lada de gunoi a planetei. Acolo vor fi aruncat tot aceia care resping pe Hristos ca Domn și Mântuitor. Dacă am venea o clipă ce pahar înfiorător. Știți voi ce picături în pahar? Vă spun și vouă să vă feresc pe voi și pe cei din casele voastre. Lacrimi, durere, suferință, țipete și urlete pentru toți acei oameni care atâta timp au locuit într-un post de carne joasă pe pământ. Nici măcar nu-i a rostit numele lui Hristos, dar aminte să-L urmeze și la bine și la rău. Du-te, bă, nebunule, vezi că e o secție de nebuni la spital. Așa zice. Și că du-te la spital, bă, du-te, vorbește bă, adevărul, frate, ce vorbește omul ăsta. Spune să mănec,
să mă omor, să mă spânzuri, dar pe Domnul și Mântuitorul meu l-a pus pe cruce, dar l-au bătut până și-a dat Duhul. Știți ce s-a întâmplat? Bine că mi-a pus Domnul pe inimă. Când momentul când Iisus Hristos și-a dat Duhul pe cruce, Tată, s-a isprăvit, primește Duhul meu. Știți ce s-a întâmplat? Perdea în templul Ierusalim, spune pe pagini Scripturii, în Matei 27, s-a rupt într-o clipă, două, știți ce înseamnă asta, să nu uitați. Avem intrare de acum 2000 ceva de ani, de când s-a rupt perdeaua, intrare la Iisus Hristos. Orice om din neamul omenesc, indiferent de funcția și domeniul de activitate în care lucrează, de la mare la mic, la mic la mare, trebuie să treacă pe la picioare lui Hristos. N-am ocazia să spun și lui Iohannis, președintele, și cu guvernanții lui, că dacă nu vin la picioare lui Hristos, aici, în trupul ăsta de carne și oase, și nu-l urmează și la bine și la rău, când vor păși în afară acestui trup, vor bea paharul mâniei până la ultima picătură. Șansa asta eu nu am să intru la Cotroceni. No, nu intru eu o plasă mână acolo. Acolo trebuie să îndeplinește reguli ca să intre acolo. Da, de a-și pune în față. Da, Iisus Hristos când a murit pe crucea Golgotei, n-a făcut diferență între oameni. Este o mântuire aceeași, odată și pentru totdeauna. Dar ce frumos spune, e și cântare, dar vă spun câteva strofe, spune așa: dacă vei vrea să primești cununa ta din veșnicii, caută-L pe Dumnezeu, Fiul Său de azi vei fi. Iisus din cer te-a salvat, pe Golgota El s-a jertfit, orice păcat ți-a spălat, ca tu să fii mântuit. Dar cum aur, argint și palate, nu te-au scăpat de la moarte, timpul e aproape trecut, cu viața ta ce ai făcut? Din tine ce o să rămână? Ești doar un pumn de sărână, sufletul e tot ce ai, oare cui vrei să-L predai? Lui Dumnezeu sau lui Satan? Aici poți alegi, dincolo nu mai poți. Fiecare faptă, vorbă și gând, să nu uitați, băieți, în clipa când ai pășit în afară acestui trup, într-o clipă s-a tras de Duhul tău din trupul ăsta ca un magnet. La cimitir să duce numai carnea și oasele. Amarii să-l șeală, am auzit cu bunele lor, că la cimitir acolo, la 2 metri sub pământ, s-a sfârșit cu viața lor. Și când va vedea că se eliberează de trupul ăsta, eliberarea, băieți, nu doare. Nu doare. Asta se face odată și pentru totdeauna când Dumnezeu spune, gata, nu mai face un pas. Important ca relația ta să fie bună aici în trupul ăsta, că dincolo, înaintea scaunului de judecată, fiecare vorbă, fată și gând, fie bună, fie rea, care eu în Duhul de viață, rămâne schimbate pentru scaunul de judecată al lui Dumnezeu. Amin. Omul mântuit care pleacă de pe pământ, băieți, îi se dă un trup de slavă și putere nou, vei zbura ca gândul, veșnic, de neputrezire, le-ar spun oameni. Ăsta e așa, așa face când mă vede pe Dumnezeu, că-s așa. Eu nu-s așa, știu bine ce vorbesc, că nu eu vorbesc. Vorbește Duhul Tatălui Ceresc, care Amin. Mi s-a dat prin Hristos, așa Domnul. Este. Ce Amin. Spune Iisus Hristos? Spune clar, Iisus Hristos, eu mă voi duce la Tatăl, dar nu vă voi lăsa orfani. Vă voi trimite Duhul adevărului care precede de la Tatăl. Ăsta vorbește, asta e dovada că l-avem. Păi unul care din lume, care nu are Duhul lui Hristos, nu poate să vorbească așa. Că nu are pe Hristos el, poți să-l pui, că nu vorbește, nu așa e el. În mine, în clipa când Duhul lui Hristos a intrat în mine, ăsta mi-a dat înțelepciune, pricepere, mi-a luminat mintea deodată, să știu ce să spun la oameni. Tot adevărul ce așteaptă dincolo de mormânt, cum am zis adineaur, de la împărăția celor iaz de foc. Numai o clipă dacă oamenii ar arunca acolo și apoi Dumnezeu ar închide pământul ăsta înapoi, cum am zis adineaur. Știi cum ar veni la picioarele lui Hristos? În genunchi, tremurând, cu povara de păcate și-a spune așa, cu lacrimi, Sfinte Doamne Iisuse, la tine vin cu povara mea de păcate, că tu ai dreptul să iei păcatele oamenilor pe pământ, fac ce spui tu, dar să nu mă arunci acolo. Dar pentru că nu văd ce acolo, fiecare face ce vrea. Și ca să înțeleagă cât de puțin, cât de groaznic e paharul mâinii, îi trimit acasă când e aprins placă la răgaz, pune degetul pe ea, cât poți să ții. O secundă, două, oi, mare lucru, la treia țipăl și urlăm cu toții. Dar o veșnicie întreagă, într-o văpaie de foc, în frunte, cu Satan și cu Îngerul lui, că el de acolo a fost aruncat. El a fost Lucifer, știți și voi. Da, da. Da, el a fost creat special în veșnicie pentru împărăția celor. Ce a făcut? I s-a dat o mare stăpânire de îngeri. E vorba de ordini de miliarde, dar nouă nu ni se arată numărul lor. Doar atât spune, o treime și-au părăsit locul împreună cu el. Ce l-a făcut pe Lucifer? Cum s-a născut gândul în inima și în Duhul lui? Ca să-și părăsească locul într-o lume a păcii, a dragostei și a iubirii, fără de păcat, va rămâne o enigmă pentru noi, nu-i treaba noastră. Dar a făcut o mare greșeală, spune prorocul Isaia, zice, de Lucifer, îmi vor indica scaunul mai presus de stelele lui Dumnezeu. Tu, mă, care te-a creat Dumnezeu în veșnicie, dar ce trecere i-a dat, el aducea Lucifer laudele îngerilor înaintea scaunului de mărire a lui Dumnezeu în împărăția celor, ce răspundere a avut. Îi spune un lucru, vreau să vă spun în scurt, ce trebuie să faci și să nu uita lucrurile astea și cu asta închei mesajul. Păcatele voastre se duc toate asupra lui Iisus Hristos. Era să-mi scape din mesaj. Dacă credeți spiritual, toate de la naștere, că Iisus Hristos este singurul Fiul al lui Dumnezeu și acum 2000 ceva de ani a murit pe crucea Golgotei pentru păcatele voastre, dacă sângele lui vă poate spăla de orice vină și păcat și să crezi că Dumnezeu l-a înviat din morți,
și este viu la deapta Tatălui. Cum te spală sângele? Vă dau un exemplu. Spălarea asta trebuie făcută aici, în trupul ăsta de carne și oase pe pământ, la picioarele lui Hristos, în sângele lui. Bagi o haină murdară într-un lighean, pui apă, dar înainte de a băga haina, pui apă, pui dero, mălăcești bine apa până face spuma aia puternică. Când ai băga haina murdară cu pete și mizerii, în ce să o freci? În timpul cât o freci, spuma aia pulverizează orice pată și mizerie din ființa ta. După ce ai clătit-o de câteva ori, o scoți afară lacrimă. Așa pulverizează sângele lui Hristos orice bine și păcat din ființa ta. Le ia asupra lui, Dumnezeu le ia și le aruncă marea uitării. Există o mare uitării în veșnicie. Nu și mai aduce aminte de dar să crezi din toată inima. Îți spun un lucru, n-am nimic cu preoții, dar vă spun vouă, poate semnul crucii se mântuie. No. Adevărata cruce nu ea. Și deși Hristos a purtat două și aia de lemn, că era să prăbușească la ieșirea din templul Ierusalimului, de bătăile oamenii era epuizat și una mai grea. S-a încărcat cu păcatele întregii lumi și cu loviturile pumnii. Încă noi n-am trecut ca copii ai Domnului Iisus Hristos pe unde a trecut el nici pe sfert. Dar nu mai putea. S-a încărcat cu tot felul de păcate ale întregi neamul omenesc. Bătut cu pumnii, cu picioare, dar bătut crunt. Dar niciodată nu voi înțelege preoții, că l-a văzut că oare ei n-au știut că era Fiul lui Dumnezeu. Când l-a înviat pe Lazar la patra zi, înainte de a striga cu voce tare către mormânt, ridică ochii spre cer și spune așa, pe pagina Scripturii: Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat, ca norodul acesta care e lângă mine să creadă că de la tine am venit. Și apoi privește spre mormânt și cu voce tare: Lazare, ieși afară. În capul oaselor, a patra zi pusa mormânt, da, dezlegații lăsa să meargă, l-a lăsat să meargă în toate împrejurimile Ierusalimului și în toate locurile s-a dus minunea asta că l-a înviat a patra zi. Era puterea lui Dumnezeu prin Hristos Domnul. Eu și Tatăl una suntem. Dumnezeu să vă dea o minte înțeleaptă, o inimă deschisă. Acum eu vă întreb pe voi, sunteți botezați? Nu. O inimă deschisă, primindu-L pe Hristos ca Domn și Mântuitor în inima voastră, în trupul ăsta de carne, aici pe pământ, intrați în relații bune cu Dumnezeu. Iar dincolo, în veșnicie, Dumnezeu vă dă viața veșnică. Nu amânați împăcarea voastră cu Dumnezeu, că vine o zi de cercetare. Știi ce face Duhul lui Dumnezeu? Așa fac și cu noi. Intră în tine, te cercetează, spune adevărul, pericolul ce te așteaptă dincolo de mormânt. Dacă nu vii la picioarele lui Hristos, dacă vede că te împotrivești, pleacă. Dar dacă vede că ți-a luminat mintea, ți-ai deschis inima, vine și lucrează în inima ta, scoate tot acei demoni afară și îl aduce pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor în inima ta. Dar vrei tu să-L primești ca Domn și Mântuitor? Prin propria voință, Iisus Hristos nu te ia cu forța să te aducă la picioarele Lui. Face așa, Sfinte Doamne Iisuse, intră odată în inima mea ca Domn și Mântuitor pentru totdeauna și Dumnezeu îți dă viața veșnică. Încheie acest mesaj cu Filipeni, capitolul 4, versetul 7. Și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere să vă păzească inimile și gândurile în Hristos Iisus Domnul nostru. Așa se paște Dumnezeu. Amin.